Bună seara! Nu mi este foarte clar ce anume doriți să... pentru că vă referiți la tranziții între imagini. Eu voi încerca să acopăr ambele situații, tranziția de la o pagină la alta și cred eu la ceea ce doriți dumneavoastră, tranziții de la o imagine la alta. Să începem cu tranziția de la o pagină la alta. Pentru a ajunge modul acesta de a alege tranziția pentru pagină, de la o pagină la alta, aveți în dreapta un trapez, trei puncte și dacă accesați, aveți tranziție și puteți alege pe orizontală, pe verticală. Uitați cum vă și arată o previzualizare. Îmi place foarte mult acesta sau cubul. Pe verticală, aplicați la toate slide-urile sau la fiecare slide alegeți un alt tip de tranziție. Vă recomand să aplicați la toate slide-urile pentru o eleganță. Dăm pe modul vizualizare și, ia uitați, sub formă de cub. Da? Dacă ne ducem sub formă de cub, avem exact modul. Deci, repet, din dreapta. Și alegeți dumneavoastră ce model, push, hang, reveal, se dezvăluie pe măsură ce avansați, slide, încet și elegant. Rămâne să centru la fel, cu mai multe variante de zoom-in. Uitați, aceasta este iarăși foarte frumoasă. O secundă, nu s-a salvat anterior. Pe zoom-in. Aplicăm la toate slide-urile. Ia uitați. Apare cu accent pe imaginile de prim plan. Faceți un prim plan. Dacă vă referiți de la o imagine la alta, probabil că puteți sau ați avut în minte cum puteți ajunge de pe pagina aceasta accesând o imagine pe altă imagine sau pe un link. Nu uitați, există acest buton de interactivitate unde aveți primul mod. Introduceți un text mic și când mouse-ul este derulat peste simbol, apare ceea ce doriți să transmiteți. O fereastră, cum presupune un element mai mult, ca dimensiune mai mare, de exemplu, informații mai multe. Aici, accesând un element de pe o pagină, puteți să trasați accesul, să le indicați accesul către o pagină din ceea ce ați creat, direct de pe pagină. Uite, vă arăt un exemplu. Să zicem că aici aveți și opțiuni să mergeți în etapa anterioară, la prima pagină, la cea dinainte, la cea următoare sau la ultima. Eu voi alege la ultima și în modul vizualizare, orice imagine poate deveni interactivă. Am apăsat și m-a dus la ultima pagină. Dacă vă spuneam că interactivitatea este foarte importantă, trebuie să țineți cont și de ceea ce doriți să transmiteți. Dacă într-adevăr vreți un link și aveți de introdus un joc sau să direcționați dintr-un element de pe pagină către un alt site, aici introduceți linkul, dați un nume ca să fie ușor de găsit sau ce găsesc cei care vi văd de creația dumneavoastră la linkul respectiv și va fi foarte clar. Dați save și deci dacă ceea ce v-am explicat nu vă este de ajutor, eu cred că v-ați referit la acest mod din dreapta, dar dacă poate n-am înțeles eu bine întrebarea, reveniți și vă ajut. Sper totuși să fi fost destul de clar în explicații. O seară bună!